Domnul Mazăre, ce faceți? Zâmbiți un pic să vă vadă lumea că zâmbiți, că nu sunteți trist? Evident, vă așteptăm. Iese. Iese. Ce faceți, domnul Mazăre, la Dicot? Era dor de procuror? Nu sunt trist, sunt obosit doar. Dacă ați zburat prin 6 de ore, normal că sunt. Pe unde ați venit? Cum l-am cunoscut? Pe cine? Cum l-ați cunoscut? Păi, nu mai știu, mi l-a prezentat cineva în jurul anului 2010, că este antrenorul echipei române de bob, nici nu știam. Atunci că avem așa ceva, mi s-a părut interesant. Un sportiv, fac schi. Știu că avem o pistă, mi s-a părut interesant pentru că noi avem o pistă de bob la Sinaia, care e distrusă de pe vremea în Ceaușescu. Mi s-a părut puțin ciudat. Zic, uite, nu mai avem așa ceva. Dacă voi n-ați făcut nimic ca politicieni când ați fost la putere. Le antrenez la Constanța. Dacă fac bob, unde-i pista de bob? Că le antrenez în vara la Constanța, iarna, el e cetățean german, căsătorit acolo și pe iarna le antrenează acolo. Cum vă spuneam, am ajutat de la primărie să-și achiziționeze un bob, a scris pe urma mare. De vreo două ori am fost la... Era un eveniment l-am și era de două sportive, le-am și identificat. Una dintre ele îmi spunea că este conducătorul bobului, care e cel mai important, pentru că cealaltă doar împinge 10 secunde și asta e toată activitatea sportului. Le-ați identificat în sensul în care v-am văzut arătat... procurorii acum și fac parte dintre cele 3 victime? V-au arătat poze cu ele? Nu despre victime, nu știu ce s-a întâmplat în dosar și ce făcea, mi-a arătat poze cu ele, da, astea două sunt. Da. Dar v-ați mai întâlnit și cu alte ocazii? Bun, imagini cu ieșirea lui Radu Mazăre. V-am prezentat detaliile acestei situații prin care trece un pic mai devreme. Am dat și o parte din discuția pe care a avut-o cu protestatarul Ceaușescu. Concret ce se întâmplă? Avem acest dosar la DIICOT, care vizează fapte din perioada 2013-2019. Da. Da, sigur. Da. Bine ați venit în România, anului 2024, pe final. Final de 2024. Da. Anchetăm fapte din perioada 2013-2019. Potrivit anchetatorilor, suspectul Paul Neagu, antrenor al lotului național feminin de sporturi de iarnă, de bob și sanie, da, ar fi recrutat 3 persoane, 3 sportive din cadrul lotului și le-ar fi determinat să se prostitueze în țară, dar și în străinătate. În Germania, în Monaco și în Letonia. Da? Prin abuz de autoritate, inducerea în eroare cu privire la obținerea unor performanțe sportive interne și internaționale. Da? Scopul lui era să le exploateze sexual. Subiectul ăsta a devenit atât de mediatizat pentru că a fost citat astăzi fostul primar al Constanței, Radu Mazăre, eliberat recent din penitenciar, și a întrebat dacă a avut tangență. Răspunsul lui a fost, repet, nu erau genul meu, erau sportive. Bun, domnul Buzeanu, cum dă un dosar care vizează fapte din perioada 2013-2019 este în faza de cercetare penală în 2024 pe final? Deci în 2024 pe final, da, e faza de cercetare penală la DIICOT cu fapte din 2013-2019. Nu-mi dau seama care sunt termenele pentru astfel de fapte, dar ce se așteaptă? O prescriere a răspunderii penale? Ce, adică da? Stai și te uiți totuși la treaba asta și te gândești că oamenii ăștia, când au deschis acest dosar și această anchetă, domne, lor li s-a părut poate că... Eu nu știu când l-au deschis. Dar poate că i-a venit soroc. Poate că așa s-au gândit. Domne, trebuie... Gata, a venit timp. Pentru că vezi că, până la urmă, există și acest mecanism, într-adevăr, de prescripție a faptelor. Adică de fiecare dată când... Pentru că el se va tergiversa cu tare. Impresia pe care mi-o lăsat a fost, domne, haide să-l aducem pe Radu Mazăre un pic pe acolo, mai dăm așa, mai apare pe la știri. Mai... Adică impresia mea, asta este, că scopul a fost aducerea lui Radu Mazăre ca să mai deturnăm un pic atenția de la necazul ăsta. Paul Neagu le-a adăpostit pe victime în incinta sediului social aparținând unui centru sportiv situat în municipiul Constanța, ca să înțelegem de ce l-a chemat. Le-a transportat în țară și în străinătate, în mai multe locuri din municipiul
municipiul Constanța, precum și pe teritoriul Germaniei, Principatului Monaco și Letoniei. Astfel, profitând de starea vădită de vulnerabilitate a victimelor, de atașamentul emoțional și ulterior de starea de sănătate psihică precară, suspectul le-a constrâns fizic și moral să întrețină acte sexuale cu persoane de sex masculin în scopul obținerii unor foloase patrimoniale sub forma unor sponsorizări oferite lotului național feminin de sporturi de iarnă. Deci beneficiile erau sub forma unor sponsorizări pentru lotul național. Ce mi se pare de asemenea? Bă, deci bani pentru lotul național. Uite, în țara asta în care toată lumea este disperată să apară în cadru cu orice fel de medalie, nouă ne spun anchetatorii că un antrenor de lot național scotea sportivele la produs ca să financeze lotul. O fi luat și el beneficii personale, dar și pentru finanțare la lot. Deci tu îți dai seama, deci ce fel de dosar e ăsta, ce fapte are acolo? O disjungere, ca să folosesc termen juridic, din metoda lover boy. Numai că aici e vorba de sport. Lover coach. Că și la lover boy acolo era un scop. Dumnezeu, ca să reușim noi în această relație, să reușim să ne deci facem aici, ca să facem și noi ceva cu lotul ăsta, da. Să facem sport de performanță. Facem performanță. Tu înțelegi? Deci le-a traficat în scopul finanțării activității sportive a lotului. Da, tu îți dai seama. Da, okay. Tu îți dai seama ce odioasă este speța asta pentru toți miniștrii sportului din perioada 2013-2019. Da. Înțelegi? Și cum se făceau alocările, cum mergeau banii. Mă rog, sunt convins că avea și beneficii personale. Nu era exclusiv pe altarul performanței sportive desfășurată fapta. Dar trebuie să pleci de la o premisă pozitivă. Dar el a spus. Pentru binele sportului. Da, asta scrie Dicot. Dicot spune. În scopul obținerii unor foloase patrimoniale sub forma unor sponsorizări oferite lotului național feminin de sporturi de iarnă. Acum nu știu dacă ăia sponsorizau lotul și după aia ăsta sustrăgea. Vedem. La data de 4 mai 2023, deci anul trecut, adică ne apropiem de prezent, în scopul determinării uneia dintre persoanele vătămate să-și retragă ori să-și schimbe declarațiile pe care le-a dat în prezenta cauză, suspectul a abordat victima prin intermediul unei aplicații mobile, i-a transmis un document care conținea un text redactat pe care urma să-l autentifice în fața unui notar public pentru a contrazice cele declarate de victimă. Deci și căuta pe aia. Mă rog, sunt multe încrengături. Ideea e că procurorii susțin că Paul Neagu avea ca scop consolidarea relațiilor de prietenie cu persoane influente, potente financiar, acesta inițiind contacte cu oameni de afaceri și persoane publice cu influență din România și mai exact din municipiul Constanța. Deci Bun. El le plasa pe fetele astea, pe lângă șmecheri din Constanța și mai din alte zone ale României, ca să se întovărășească. Și probabil că obțină, nu știm dacă doar pentru binele sportului. Cu acest argument care rămâne bun. Asta, dar Dicot mai face. În comunicatul Dicot. Dicotul mai face ceva astăzi spectaculos și trebuie să remarcăm și acest lucru. Dicotul deschide dosar penal în cazul afacerii Nordis. S-au gândit ei, odată cu apariția acestui material spectaculos al celor de la Recorder, care sigur e atât de spectaculos încât este pe primele locuri pe YouTube, la vizionări pe YouTube, deci dai seama cumva e o presiune publică enormă. Și cei de la Dicot, băi, hai să ne apucăm de o treabă. Tu ai văzut reportajul de la ai văzut documentarul celor de la Recorder. Deci îți dai seama totuși oamenii aceia care au acum, că mă uitam, sunt fotbalii, sunt oameni, sunt personalități. Cine, doamne, arată-mă și ia locuințe într-un ansamblu imobiliar cu prețurile la care prețurile vehiculate acolo. Oameni importanți, sunt dosare acolo în desfășurare de recuperare a banilor. Deci nu e o situație petrecută cumva într-o clandestinitate despre care nu se știa. E acum au aflat din documentarul Recorder cei de la Dicot. Nu. Acum au decis să ne anunțe și pe noi. Era în desfășurare. Da, în urmă cu un an ar fi fost deschis acest dosar penal in rem, domnul Buzeanu, cu privire la fapte, nu persoane, dar în urma publicării materialului Recorder, surse judiciare au confirmat că, da, știm, sunteți nebun, normal că știm, păi de un an suntem pe urmele lor, doar că de un an nu s-a întâmplat nimic. Și e foarte interesant că de un an nici n-a fost comunicată această anchetă penală, care poate i-ar fi întors pe unii din drum care erau predispuși spre a fi păcăliți. Adică e o speță foarte simplă, adică atunci când vorbim de înșelăciune, pare că ai toate argumentele la îndemână. Adică procurorii investighează infracțiuni precum constituirea de grup infracțional organizat și de lapidare. Da.
Și adică ce anume mai trebuie ca elemente? Că până la urmă ai toate elementele, nu se mai întâmplă nimic între timp, adică sunt niște lucruri care se desfășoară, adică ai deja ce anume tergiversează acest dosar astfel încât oamenii ăștia să se întâlnească lejeri, ai văzut cu reporterul cu Alexander de la Recorder, să se întâlnească într-o stare de lejeritate pe stradă, invitându-l la o cafea, ducând o viață bună în timpul ăsta, oamenii își pierd banii continuu, adică pare că banii ăia sunt pierduți pentru că nu mai pot fi recuperați, ai dat în insolvență. Mai e o poveste în banii aceia sunt pierduți în timp ce Dicotul veghează. Asta e și mai spectaculos. Cercetează. Nu veghează. Mă rog, putem să numim și așa. Apropo, dosarul ăla cu sportivele în care a fost și Tamazăre, a stat la judecătoria sectorului 5 până acum. Uh-huh. Și de câteva săptămâni a venit la Dicot. Deci dacă vrem să știm de ce nu s-a mișcat... Poate ne spune judecătoria, parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 5. Da. Ar putea oferi niște răspunsuri, dacă au vreodată timp, dar nu e niciun fel de grabă. În 5-6 ani ne auzim. Deci, ce mi se pare mie interesant e că Nordis desfășura activitățile astea comerciale până de curând. Materialul ăsta e făcut în ultimele luni, da? Deci tu puteai fi în situația de a lua țeapă până la urmă. Și în zilele noastre, da? Da. Deci puteai lua țeapă și în zilele noastre. Faptul că dosarul DICOT a fost deschis în urmă cu un an și n-a aflat nimeni până acum, poate fi citit în două chei. În primul rând, cum vă voi știți că se întâmplă ceva acolo și nu dați măcar un comunicat? Ne lăsați să ne păcălim în continuare sau cum? Cealaltă cheie poate fi în sensul prezumției de nevinovăție. Bă, nu putem să vă anunțăm că cercetăm compania respectivă, să-i afectăm cifra de afaceri, nu mai vindea oamenii case, că ne-am apucat noi de o anchetă. Problema e, de un an de zile cercetezi la dosarul ăsta și n-apare niciun fel de informație în spațiu public, în condițiile în care, din dosarele din România, apare totul... La unele apare și decizia înainte să ajungă la instanță. Dacă ți-amintești niște declarații ale domnului Predoiu. E impresia asta că toată această afacere s-a desfășurat sub oblăduirea statului român. E impresia, da. Da, asta e impresia. Bă, mai e o chestie. Eu înțeleg pe oamenii care se duceau de bună credință să își achiziționeze de la Nordis. Pentru că Nordis a beneficiat de o publicitate spectaculoasă. Da. Deci sigla Nordis era peste tot și foarte multe vedete și vedetuțe românești se asociau acestui brand. Pentru că noi mai avem o problemă și cu conceptul de influencer. Influencerul românesc, ca să nu zic român, n-are niciun fel de responsabilitate. Deci tot felul de cetățeni cu zeci de mii, sute de mii de vizualizări pe internet, că fac TikTok-uri, că fac Insta Story-uri, că fac YouTube-uri, ce dracu fac ei? Promovează o serie întreagă de produse. Și ai senzația că își asumă... Păi asta fac! Las-o dracu de scroci dacă nu sunt în stare să spună adevărul. Păi deși în momentul în care spui, domnule, deci aici am fost, bă, băiatule, tu ce-mi spui? Că există așa ceva? Dar vedeți, pe compropriu, nu mă bag, nu răspund. Nu tu, girezi, tu promovezi... Girezi. Exact, tu garantezi, băi, e regulă, am fost acolo, am mâncat. Deci promovezi o tocăniță. Că să nu zic shawarma, să ne ducem direct la un anumit influencer. Păi înseamnă că ai mâncat-o. Altfel ce dracului îmi spui mie? Băi, este senzațională. Cred. Nu știu, nu mănânc, n-am gustat. Uite ce am auzit și eu. Uite ce am auzit. Am auzit că e foarte... Dar nu am auzit, e rău. El se duce și asociază. Face poze. Dați chestii. Imagine cu Shelly. Hai sunt să urmărim imagine cu Shelly. Cine a fost cu asta? Shelly. Făcând, promovând această afacere. Ok, și Shelly. Da. Și deci eu nu știu care dintre influencer, că deja i-am pierdut toată lumea influencer. Acum nu mă interesează. Treaba e în felul următor. Promovezi un business. Au promovat alea... Cum se numesc ăla, mă? NFT-uri. Da. Ai auzit de NFT-uri? Am auzit. Băiat tânăr, ești la modă cu tot ce apare. Proaspăt pe piață. Au promovat NFT-uri. Alea n-au fost modă apă până la urmă. Ăsta e. Unii au promovat tot felul de monede de cripto. Unii au promovat afaceri imobiliare care s-au demonstrat a fi în zona escrocherii. Alții au promovat restaurante sau anumite alimente dubioase. Unii promovau la televiziunea publică creme de astea care au prejudiciat grav sănătatea. Nu se întâmplă nimic cu ăla. Mă interesează.
contează, da, că în momentul când îți asumi, tu practic îți pui credibilitatea la îndemână acestui brand, cumva vii și girezi și zici, domnule, ok, uite așa, așa, să-l ascultăm să vezi ce argumente furnizează. Îți dai seama cât de prost e și publicul dacă după ce un influencer d-ăsta te împinge într-o țeapă și garantează o țeapă, tu continui să-l urmărești, hai să vedem ce mai promovează ăsta, ce țepene adică mai luăm punând botul la videourile lui. O consecință totuși, ca să vezi că el își asumă. Eu când îmi asum ceva, trebuie să am niște consecințe. Ce ți asum? Tu niște consecințe, adică îți pierzi credibilitatea. Dacă tu nu îți pierzi credibilitatea făcând într-una lucruri de genul acesta, mă rog, nu mă refer la Shelly, că nu știu ce a mai făcut. Adică n-am un istoric al lui, dar mă gândesc totuși că are foarte mult followers și mă gândesc că a credibilizat girând așa ceva. Hai să ascultăm care sunt argumentele pe care le livrează. Că poate zici, uite ce am auzit și eu. Dacă zici așa, ok. În recepția celor de la Nordis Group, nu știu dacă mai țineți minte, dar aici am filmat Porsche Taycan, aici am filmat piesa Five Gang, e una din locații, și asta pentru că arată foarte, foarte bine. Însă Nordis este despre mult mai mult de atât, fraților, și despre asta vreau să vă povestesc un pic. Nordis este un dezvoltator imobiliar care face cel mai tare ansamblu rezidențial din România la momentul actual. Este vorba de Nordis Mamaia. Desigur, ei au și multe alte proiecte în portofoliu, Nordis Sinaia, Nordis Brașov, însă vreau să vorbim un pic despre ăsta, pentru că e un ansamblu huge, cu plajă, cu clinică de recuperare medicală, au peste 712 camere de hotel și peste 600 de apartamente. Foarte special la ei e modelul de business cu care au venit pe piața din România. E un model pe care l-am mai văzut în alte țări, însă niciodată aici. Nu doar că poți să-ți cumperi un apartament pe care să-l folosești după bunul plac, dar de asemenea ai putea să cumperi unul, iar Nordis să închirieze pentru tine și să-ți oferă un randament anual garantat care este de 7% sau peste. Asta e foarte, foarte tare la ei. Practic ei îți fac treaba pentru tine, îi dau închirie și o investiție foarte, foarte bună în ceea ce, repet, este la momentul actual cel mai mare și mai luxos ansamblu rezidențial din România, chiar la Mamaia. De asemenea, cum spuneau, mai au o grămadă de alte proiecte. Așa că dacă vreți să aflați mai multe informații, Nordis Group pe Insta, dați-le un follow, să vedeți ce pun la care, pentru că sunt niște lucruri huge care se întâmplă. Mi se pare fabulos ce am urmărit mai devreme. A venit Shelly cu acest argument pe care l-a pus pe masă și a zis, domne, în alte țări modelul de business. Și a venit și ți-a spus ceea ce noi numim acum, sau ce se vehicula ca fiind o infracțiune și o înșelăciune, el numea model de business și spune, bă, așa e în lumea civilizată, așa se întâmplă. Uite, pentru prima dată se întâmplă asta și în România. Și cei de la Recorder au ca argument fix asta. Bă, nicăieri în lume nu se întâmplă așa ceva. Peste tot există niște legi care protejează. Se referea la ce? La modul de vânzare cu ăsta, cu promisiunea de vânzare? La modul de vânzare și de mă rog, la chestia asta cu închiriatul și mai departe. A prezentat exact detaliile pe care le-am prezentat și cei de la Recorder, numai că el le-a prezentat ca fiind de bine. Asta e spectacol. Păi, și de la ce se referea? Bă, nicăieri în lume, parcă l-au vorbit cu un dezvoltator din Franța și ăla a venit și a spus, domnule, la noi legislația îl apără foarte mult pe consumator și el vine și spune, domnule, uite ce se întâmplă. Toată lumea există așa ceva și bine că există și în România. Păi cei de la Recorder zic că nicăieri în lume nu se mai întâmplă așa ceva. Deci aici e spectacolul ăsta în argumentația lui Shelly. Vine cu exact argumentele Recorder, doar că de andoasele. Între timp vedem această desfășurare cu acești influenceri care vin și îți promit chestia asta și mă interesează consecințe, mă interesează cum se va argumenta Shelly de aici înainte. Păi ce să se argumenteze, mă, Shelly de acum înainte? Că Shelly ține discursuri și la NATO. Și cum poți să ai pretenția de la public să strâmbe de nas când face și el un video pe YouTube și îți recomandă alt complex luxos pe model occidental, când băia de la NATO îl cheamă să vorbească acolo, la NATO for Kids sau ce naiba era aia, NATO Junior. Problema e că Shelly nu este, din câte știu eu, jurist sau expert în afaceri imobiliare. Da. E o față de pe online care asociază unor produse. Reacția trebuie să fie de la cetățean. Bă, dacă m-ai trimis la un, uite, de exemplu, cum a fost ăsta, cum îl cheamă, fostul șef de la ANPC, care îi trimitea pe oameni la taverna dacilor, la nu taverna, cum dracu se numește, sau taverna, ferma dacilor, la ferma dacilor, trimitea la ferma dacilor, bă, de acolo s-au ars sau nu știu ce, nu știu, domne, eu am zis că doar jumările sunt bune. Nu prea mai poți, deci, oamenii din zona online-ului care promovează produse de orice fel, sunt extrem de bine remunerați. În funcție de vizualizările pe care le au, vizualizări care înseamnă credibilitate până la urmă. Că nu-ți pierzi 20 de minute, 40 de minute, 50 de minute din viață să asculți constant un idiot doar pentru a avea ce să înjuri. Că mergi pe stradă și înjuri. Problema României nu e lipsa de motive de înjurat. Deci există oarecare credibilitate. Dom'le, că unul dintre ei poate fi corupt moral, să fie dispus să promoveze orice, să mănânce orice prahat ca să facă niște like-uri, ok, e o chestie individual. Dar tu zici că publicul nu are niciun fel de problemă?
Deci publicul nu e deranjat deloc. Bine, publicul nu e de... publicul ăsta mai matur de la televizor nu e deranjat de niciun fel de fake news dat de unele televiziuni. Continuă acolo să belească ochii. În turmă așa, nu ne uităm acolo. Păi da, dar sunt minciuni. Dar și publicul imatur de la televizor. Dar și publicul mai... care mai... și-a informații de la Șoșoacă. Vezi că continuă să-și ia informații de la Șoșoacă, deși, da. Sau de la Șoșoș, deși nu se confirmă nimic din ce spun oamenii ăștia că urmează să începe, da. Așa, deși... dacă Șoșoacă ți-a spus, sunt speriați de mine că voi câștiga alegerile și după aceea CCR-ul o interzice pe o mizerie, încep să te întreb, poate sunt speriați? Da, da. Nu sunt speriați, sunt mână-mână. Da. Mergem mai departe. E, publicul ăsta mai tânăr, care nu se mai uită la televizor, pentru că n-ai ce să vezi la televizor, merge în zona de calitate. Mă uiți și eu la un podcast, mă uiți și eu pe online. Altceva, nu mizeriile alea de la televizor. Da. Te duci pe online și îl găsești pe Shelly, da? Vârful piramidei influencerii românești, promovându-ți acest business. De model de sorginte occidental. Când Occidentul înțeleg că nu are abordarea stat cu promisiune de vânzare, cu nebunii, cu altele câte și mai câte. Despre Nordis se va mai discuta, mai ales în condițiile în care eu nu cred că există vreo șansă pentru ca păgubiții să fie despăgubiți. Deci nu cred că se va întâmpla așa ceva. Șansele s-au redus simțitor începând cu ziua de ieri când s-a intrat în insolvență. A intrat în insolvență, la revedere, drum bun. Dar oricum nu știu ce aveau pe firma aia, ce aveau pe alte firme. Oameni care ajung la un anumit nivel al business-ului construindu-și totul pe ideea unei escrocherii, presupunând că e cazul. Presupunând că e cazul, așteptăm o decizie a instanței. Așa, își iau și măsurile de siguranță. Își iau și măsurile de siguranță. Am văzut acum că unii din zona PNL spun, domnule, noi am avut o propunere legislativă. Am întrebat asta, da. Am avut o propunere legislativă. Uh-huh. Ați avut-o în 2019. Hai să vedem. Suntem în 2024 la final. S-a e greu de crezut un scandal că... plecând de la treaba asta și între Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal. Da. Și hai să vedem, întrebat în legătură cu doamna aceasta Vicol, până la urmă vezi și asta este, cine a girat-o pe doamna Vicol? Și o să vedem care e problema cu doamna Vicol. Domnul Ciolacu zice în felul următor. Laura Vicol, ați avut vreo discuție pentru că el și-a dat demisia din funcția comisiei juridice? Nicio discuție. Cum priviți acea anchetă de la Nordis? Cred că și acolo trebuie intervenit legislativ și am avut sens? O discuție cu colegii mei ca astfel de lucruri să nu se mai poată întâmpla. Doamna Vicol nu și-a exprimat până acum dorința să candideze și niciun președinte de organizație n-a venit să o propună pe doamna Vicol pe listă. Ca să închidem și acest subiect. Cum ar trebui modificată legea pentru ca oamenii să nu mai fie expuși la astfel de furturi? O să vedeți astăzi. Am luat legislația și din Franța, am luat și legislația din Germania. În momentul acesta au făcut un grup de lucru la Parlament, făcut domnul Simonis și o să vină dânsii. O să vină cu o propunere legislativă, ceea ce mi se pare foarte corect. Credeți că face? Nu știu dacă... Eu nu sunt judecător, nu sunt procuror. Nu știu. Dar, cu adevărat, cele sesizate trebuie să nu se mai întâmple. Și cel mai ușor, modifici legea. În Franța, de exemplu, nu ai voie să percepi un avans mai mare de 10% la un bloc, la niște locuințe, la niște spații locative pe care nu le-ai construit. Mi se pare. Sau se merge pe sistemul de asigurare. Mi se pare normal să modificăm legislația în acest sens. Considerați că doamna Vicol s-a folosit de poziția de președinte al Comisiei Juridice? Nu. Zice că... Da, mă rog, nu știu ce, probabil că așa s-a oprit. Zice că nu, că nicio treabă cu tare și mai departe. Doamna Vicol nu reprezintă o surpriză, pentru că dânsa a fost vehiculată în acele stenograme care sunt mai degrabă multe, cu clienții pe care îi avea, care sunt mai degrabă în zona interlopă și care clienți aveau un limbaj total inadecvat relației dintre avocați și așa mai departe, deci părea mai degrabă o supusă a lor, dincolo de faptul că le reprezenta interesele în justiție. Acum, fiind avocat de nu. Penal, okay. Cu ce ai vrea să vorbească? Cu reprezentanții Academiei Române. Nu. E vorba de relația de subordonare în care se există. Astea sunt chestii subiective. Păi, domnul, ce își permite avocatul. Când e făcută curvă de client, bănuiesc că totuși o problemă ar trebui să existe. Și atunci te gândești că poate... privată. Da, nu știu, eu nu pe zona aia m-aș duce. A apărut în stenograme această discuție și mă gândesc că în momentul când ai de-a face cu un personaj de genul acesta, ai și niște semne de întrebare serioase în legătură cu ea și nu pui dracului în fruntea Comisiei Juridice din Camera Deputaților. Da, hai să mă rog, acum 4 ani. Sunt mult mai nuanțat. Bun, Roman.
Cerem PSD și lui Marcel Ciolacu să voteze proiectul PNL care pune cruce țepelor imobiliare. PNL îi solicită președintelui PSD Marcel Ciolacu să ceară colegilor săi deputați să voteze de urgență proiectul de lege al PNL depus încă din 2019, care dacă nu ar fi fost blocată PSD, nu ar fi permis un scandal Nordis. Deci asta este o chestie esențială. E întrebare. Ai zis și tu, 2019. Hey. Bun, scandalul Nordis, care scoate la iveală o schemă financiară prin care zeci de păgubiți reclamă că au fost depuși o firmă apropiată de o firmă apropiată de PSD. Vezi cum ai deja prin intermediul doamnei o firmă apropiată de PSD. Ar fi fost de evitat dacă majoritatea PSD din biroul permanent al Camerei Deputaților nu ar fi fost blocat în sertar. Dacă ar fi fost de evitat dacă majoritatea PSD din biroul permanent al Camerei Deputaților nu ar fi fost nu ar fi blocat un proiect de lege liberal. Deci nu ar fi blocat un proiect de lege liberal. Și zice așa, este vorba de o inițiativă a Parlamentarului Liberal depusă încă din 2019, adoptată de Senat și care, printre altele, prevede ca un dezvoltator imobiliar să nu poată solicita un avans mai mare de 10% din valoarea imobilului, iar banii nu pot fi cheltuiți decât cu avizul responsabilului tehnic. Hai să vedem unde zice, că zice l-am dat și ea. Mă rog, și aici intervine cu aceste, intră în detaliile aceste, mărunțișurile acestea, de ce un proiect de lege care apără interesele cumpărătorilor de bună credință și luptă împotriva celor care dau țepe imobiliare nu trece de comisia juridică. Aici vedeți că pune focusul pe comisia juridică prezidată de doamna Vicol. Este... Și nu este votat în Parlament, este acum destul de clar în urma scandalului Nordis, zice. De ce este atât de clar? Bun, și avem o reacție și de la Partidul Social Democrat, care se mobilizează în sensul acesta. Păi avem reacție, dar nici nu e nevoie de o reacție de la PSD, e nevoie de o analiză a unor date. Dacă în 2019 a fost depusă această propunere legislativă, da. Și la finalul 2024 discutăm pentru prima dată despre ea în urma apariției în spațiu public a materialului Recorder, înseamnă că propunerea legislativă fie a fost depusă la alibi, o lăsăm acolo, dar nu ne agităm, să fie, că deci nu știi știm când că e trebuie. O problemă cu treaba asta, de-aia am făcut totuși această așa. Inițiativă. Da, dar fie a fost depusă la alibi, fie a fost pur și simplu blocată de cineva. Acum, sigur, tu poți avea ce părere dorești despre fosta șefă a Comisiei Juridice, Laura Vicol. Și eu pot avea orice fel de părere. Dar niciunul dintre noi nu poate crede că președinta Comisiei Juridice, oricine ar fi fost de la orice partid, bloca de la sine putere un proiect care influențează o piață de sute de milioane de euro anual, ca să nu mă duc în cifre și mai mari. Deci, Nu face un parlamentar un astfel de blocaj. E adevărat, aici suntem de acord. Unde nu sunt de acord, nu sunt de acord cu ideea. Nu sunt de acord cu ideea că ea întâmplător a fost pusă acolo, pentru că nimic din background-ul său, din situația sa, nu o argumenta pentru această poziție. Și atunci te gândești, bă, ce o fi... Era avocat. Ce o fi determinat onorata instanță, mă rog, cine a decis această numire acolo, să o numească acolo, pentru că, repet, la momentul acela, în 2020-2019, când a fost numită, a fost un scandal imens în sensul acesta, cu toate stenogramele astea care erau mai degrabă împotriva. Și atunci te gândești, bă, nu care cumva fix pentru chestii de genul ăsta a fost numită? Că nu există un argument serios dar în favoarea ei. Dar tu spui că n-au un specialist ca să fie acolo. Ce înseamnă, în primul rând, cum definești specialistul? Păi nu, n-au o persoană care să nu fie contestabilă la maniera la care oricine e contestabilă doamna Vicol. Păi nu e domnul Zafi. Dacă vreți, intrăm în detalii stenogramelor și înțelegem că nu e oricine în situația în care e doamna Vicol. Stai puțin, stenograme între un avocat și un client, are vreo condamnare? Nu, deci nu, asta mi se pare așa că acum, păi, dar iată cine. Stați un pic să ne liniștim, că nu se vorbea nimic, n-a avut nimeni niciun fel de reacție nervoasă până acum la finalul 2024. A fost un scandal foarte mare. Foarte mare, dar fără probleme. Da. Deci, dacă această propunere legislativă a fost depusă în 2019, adică în legislativul precedent, iar în 2020 și 2021, dacă nu mă înșel, majoritatea era alta în Parlament. Da. Și conducerea Comisiei Juridice era din partea celeilalte majorități, nu înțeleg de ce a fost nevoie, de ce a stat blocată 3 ani. Că Vicol, să zicem că Vicol ți-o blochează din 2021 pe final. Eu sunt de acord că nu are atâta putere Vicol încât ramnificațiile împotriva voinței politice PSD-PNL a reușit să blocheze.
vreau să zic. Nu e, că nu suntem nebuni. Deci ramificațiile acestei combinații sunt nebănuite. Da. Nu știm până unde ajunge. Nu știm, da. Și cazul Nordis e unul. Da. Sunt convins că sunt mai multe companii care practică așa ceva. Ăsta a bubuit. Da, tu ai nevoie de niște instrumente care fizic să blocheze. Adică, ok, asta nu este decizia, dar cineva... Ăsta a bubuit acum în condițiile în care, domnul Buzăianu, spețele sunt vechi, procesele câștigate împotriva Nordis sunt numeroase, încercările de a executa Silic compania fără succes au existat. Deci, despre compania asta în piața imobiliară se știa, înțelegi? Parchetul are un dosar, aflăm, de un an de zile. Până la ancheta Recorder, cioculețul mic. Nu vorbim despre așa ceva. Bineînțeles că a bubuit cronologic relevant în campania electorală. Dar de asemenea, bineînțeles că e o speță cunoscută și cine voia să se lupte cu astfel de practici avea tot timpul din lume să o facă. Acum, sigur, avantaj PNL că avea propunerea depusă din 2019. Povestea asta cu domnul Ciolacu, care acum va implementa modelul franțuzesc. Păi n-ai de ce să implementezi tu acum modelul franțuzesc repede, pe repede înainte, când ai din 2019 depus în Parlament un astfel de... Adică dacă te interesa subiectul, te refereai la propunerea legislativă depusă de liberali în 2019. Te interesează subiectul acum doar pentru că ți-a explodat în campanie. Și singurul nume politic asociat e cel al unui coleg de partid. Asta e singura chestie. Înțelegi? Dar întrebarea mea e una de logică plecată de argumentația pe care am auzit-o mai devreme livrată de domnul Ciolacu. Întrebarea e așa. Înțeleg că motivul pentru care doamna aceasta nu se află pe liste în continuare este că n-a fost propusă de nicio organizație. Deci nu a zis, domne, nu e în regulă doamna aceasta. Nu, n-a spus că nu e în regulă doamna aceasta. Deci tu vii cu un proiect de lege bazat pe o înșelăciune, da? Pentru o situație în care ne aflăm acum. Asta e ideea. Deci o stare de înșelăciune pe care a furnizat-o în piață această organizație. Deci tu admiți faptul că e nevoie să vii cu niște măsuri ca să rezolvi astfel de probleme. Deci admiți că sunt probleme acolo. Normal că sunt probleme. Cum să nu fie probleme, cum Radu? Probleme, da? Și atunci... Cum să nu fie probleme când tu poți să iei 90% din valoare bucurându-te că ți-a făcut o reducere de 10% din suma totală pe o construcție care nu există. Și contraargumentul la... Și care se mai vinde după aia de 2-3 ori. Contraargumentul la liste cu doamna aceasta, greșit, care este soția, da, celui care face lucrul ăsta, este, domnule, n-a propus-o nimeni, altfel vedem dacă... Deci aici era o chestie neregulă, că nu se dezi, nu spun, domnule, acum n-am știut că doamna... Nu, practic singurul argument pentru care nu e pe liste acum e pentru că n-a propus-o nimeni. E interesantă și această argument. Dar hai să-l ascultăm pe domnul Ciolacu, că este întrebat și în legătură cu alianța cu AUR. Domnule, aveți un plan de viitor cu oamenii ăștia? A propus cineva? A propus vreo organizație un plan cu AUR? N-a propus nicio organizație un plan cu AUR? Nu avem niciun plan cu AUR. Da. Hai să vedem. Hai să ascultăm. Ce zice organizația PSD? Domnule premier, domnul Ciolacu spune că vreți să faceți o alianță cu AUR. Să furăm legi. Vă spun, e în seria de tâmpenii spus în timpul campanie. Eu nu am nicio problemă, poate să spună orice. Dar eu v-am spus dumneavoastră și vă spun încă o dată că este exclus vreodată ca PSD-ul să facă o alianță cu AUR. Îmi cer scuze și la PNL și domnului Ciucă. Astfel de minciuni nu câștige alegeri. Cu ce puteți guverna, domnule? Așteptam să fim mai inventivi în această campanie, nu cu tâmpenii de genul că... Mie îmi place această sintagmă de care se întrebuințează în debutul ideii, seria de tâmpenii spuse în campanie. Deci înțeleg că se spun tâmpenii în campanie. Păi, poate să se arondeze și această idee cu AUR, tâmpenii spuse în campanie, în sensul în care să zică, am spus că nu facem alianță cu AUR, dar asta face parte din seria tâmpenilor spuse în campanie. Noi vom face alianță, adică poți să o judești în cheia asta. Poți să te gândești. Noi avem o coaliție acum formată din partide care au candidat împotriva celuilalt, da, care ne-au spus în campanie că nu vor face alianță unii cu alții. Deci nu poți promite mie acum, deci PSD nu poate promite acum că nu va face alianță cu AUR, pentru că PSD e la guvernare cu PNL după o campanie în care a spus că nu va face alianță cu PNL și viceversa. Da. Deci ce mai vrei să... Până la urmă? Eu în campania, în principal, nu trebuie să ai încredere în partidele politice. În principal. Deci așa pornești cu ideea.
Ca la comunicatele de presă. Dacă într-un comunicat de presă ți este dat o informație, te apuci, dacă chiar te interesează adevărul, te apuci și sapi, pentru că clar ea nu ți-au spus, nu numai că nu ți-au spus tot adevărul, dar e posibil să nu-ți fi spus nimic din adevăr. Posibil să te inducă în eroare. Eu nu cred în comunicate de presă și nu cred în declarat în informațiile venite de la partide. Singurele informații credibile care vin de la partide și politicieni sunt alea care îi bagă în belele pe adversari. Când fac ei pe whistleblowerii din politică, îi spun, păi trebuie să vă zic ce a făcut ăla, ce propunere a depus. Ia să văd. Atunci da, vezi, că îl dă în gât pe ălălalt. Dar dacă au declarații de intenție, acestea trebuie ignorate. Nu pot să... Eu, uite, îți spun și în ceea ce privește USR-ul, că am discutat puțin mai devreme. Da. Deci ăștia atentat la democrație, ce-au făcut CCR-ul, nu știu ce, păi au făcut-o cu DMR-ul, DMR-ul cum e? Da, nu știu, de mereu caute mereu, da. De mereu caute mereu. Hai să fii serioși. Dar vă întreb de la obraz, domnule. Sigur, e vorba de nuanțe. Sigur, nu sunt toate partidele la fel. Uite, zeci de mesaje în sensul ăsta. Miliarde de mesaje. Domnul Zanfir, în Shelly mai credeți, domne? Eu? Pe mine mă întreb de oameni de pe internet? Shelly de acum înainte. Pe mine mă întreb de oameni de pe internet? De pe internet, dacă mai credeți în domnul Shelly, da. Pe dumneavoastră să mă întreb, da. Dom'le, eu pe domnul Shelly l-am urmărit doar în cadrul fragmentelor pe care le-am difuzat în emisiune. Nu mă scuz pe pauză, ne întoarcem. Da, tu mai crezi? Ia stați un pic. Nu, opriți pulșar. Ia spune. Da, tu mai crezi? Eu sunt dispus să-i acolo și a doua șansă. Păi da, ce înseamnă când ești... E tânăr, tinerii greșesc. Când ești YouTuber. Tinerii greșesc, domnul Zafir. Să nu ne certăm cu colegii de YouTube. Dom'le, mai greșesc, e tânăr. Hai să luăm o scurtă pauză de publicitate. Și mișto arăta în ordinul ăla. Poate și pune mă pe călău. Poate eram și eu, prezentam și eu pe acolo dacă te mișcai un pic mai repede, făceai și o promovare. Pauză și revenim în direct. O decizie spectaculoasă a avut loc la CSM în privința acestei doamne pe care o vedeți aici în imagini. Asta este momentul în care vă aduc aminte judecătoarea absolut stingheritoare din cazul judecătoarea 2 mai. Ancuța, cum se mai spune. Eu zic stingheritoare. Da. Mi se pare că aici a apărut în fața jurnaliștilor stând 2-3 minute așteptând niște întrebări, absolut decente întrebările, dacă le ascultăm, dar nu mai stăm să ascultăm. De ce? N-a fost nimic în regulă. Eu aș redifuza. Ia, hai termină de vorbit să redifuzăm, deci, să-și amintească lumea. Ea s-a oprit în dreptul jurnaliștilor și s-a petrecut acest moment. Deci, hai să ne amintim cine e judecătoarea Ancuța, ca să vorbim în cunoștință de cauză. Ce aveți de spus? De ce i-ați cerut cartea de identitate a victimei? De ce dată? Am fost ședință de judecată. Considerați că meritați o sancțiune? Meritați să fiți sancționată? Ce aveți de spus în apărarea dumneavoastră? Aveți un mesaj pentru părinții victimelor? De ce mestecați guma în sala de judecată? Ați studiat dosarul înainte? Că părinții v-au acuzat că păreați nepregătită, că nu studiați dosarul înainte. Vă mai întreb o dată, de ce ați solicitat cartea de identitate a victimei decedate? Aveți de gând să vă cereți scuze părinților? Credeți că veți fi suspendată din funcție? Dumneavoastră ați solicitat să fiți înlocuită din dosar. Aveți ceva de spus pentru părinții victimelor? În fața secției pentru judecători. Deci magistratura din România s-a prezentat cu această doamnă în acest proces îngrozitor. Așa s-a prezentat cu această doamnă, care s-a prezentat în fața jurnalistului de bună voie și nesimțită de nimeni să stea așa ascultând aceste întrebări. Este ceva ce, domnul Zanfir, eu n-am mai întâlnit. Adică am tot comentat subiecte. Suntem în al 7-lea an de emisiune. Dom'le, n-am mai văzut așa ceva, deci așa ceva n-am mai văzut. Dânsa de bună voie s-a așezat în fața jurnaliștilor și jurnaliștii au început să pună întrebările care planau asupra acestui caz. Și dânsa stătea așa ascultând întrebările după care a plecat. Doamna judecător Ioana Ancuța Popoviciu e primul magistrat care a judecat speța dosarului 2 mai Vama Veche. Bun. Cum s-a făcut ea remarcată pentru publicul larg? Deci
că mesteca gumă poate fi na, pe un fond nervos, că molfăia acolo da. Pe toată durata nu, procesului, nu cred nicio. Că chiar un capăt de țară, da. Adică la câte lucruri se petrec în sistemul de justiție din România, faptul că mestecă o doamnă gumă nu mi se pare un sfârșit de carieră. Dacă nu e asociat și altui... Problema e că pe lângă faptul că mesteca gumă, a citat morții în sală. A citat morții în sală. Să asta sună în jurătură, Radu. Da. Că dacă zice un să citezi morții, pare că e violență de limbaj, nu? Absolut. Ei, a citat morții în sală. Sunt prezenți? Și eu zic, nu-s prezenți, că-s la groapă. Ha. De-aia ne-am adunat aici? Stă, încep să miște rotițele alea ruginite și ce? Au decedat între timp. Nu, au decedat acolo. Că despre asta e vorba. Ha. Deci, atenție, ăsta era un proces care a fost atât de public în sensul în care doar despre asta se vorbea la televizor non-stop, da. Unde te uitai și dânsa a reușit cumva să nu ia contact deloc cu informațiile din procesul pe care îl judecă. Pot să fiu de acord cu un magistrat care refuză să urmărească prezentarea mediatică a unei specie pe care o judecă. Pot să înțeleg inclusiv oamenii care pur și simplu nu urmăresc presa. Da. Nu vor să fie în contact cu mass media. În regulă. Până la urmă, e dreptul fiecăruia să facă ce vrea. Dar măcar dosarul ți-l citești ca magistrat, ca președinte de ședință? Te uiți și tu pe ce ai de judecat? Ok, n-a văzut niciuna dintre știrile sutele, miile de știri până la urmă, că erau câteva știri în fiecare zi pe o perioadă îndelungată de timp, așa, cu privire la fapte. Ok. Păi, dar dosarul ăla din fața ta, cu care ai intrat în sala de judecată, pe ăla l-ai citit? Nu l-ai citit. Deci nicio. Asta e situația în care ne-am prezentat. Așa ne-am prezentat atitudine noi la acest... Atitudine sfidătoare, bun. Asta e în regulă, nu și contează. Și te gândești, bă, să vezi ce reacție o să existe. Vai, păi de asta, mamă. Și vedem, astăzi este o nouă etapă din reacția CSM la adresa acestei doamne. E de... prima reacție CSM. Da, ca să fim sinceri. Aici ieșise de la CSM când o vedeam aici. Aici fusese audiată. Fusese audiată, da. Și inspecția judiciară a dispus, s-a dispus controlul de către inspecția judiciară. Da. A fost inspectată de colegii săi de la inspecția judiciară, aceștia au formulat un raport, da. Au propus niște sancțiuni. Acestea au ajuns pe masa CSM, iar astăzi, domnul Buzean, în urmă cu câteva ore, plenul CSM, secția pentru judecători mai exact, așa, a luat act de propuneri și le-a aprobat. A zis, da, e regulă ce zice inspecția judiciară. Și inspecția judiciară zice în felul următor, să fie suspendată 3 luni din profesie. 3 luni? 3 luni este suspendată din profesie. Păi, ce ai fi vrut, domnule, și să-i se taie capul? Ce mi-ai fi vrut? Adică... O vacanță de vară, așa. Da. O vacanță de vară fără salariu. Fără salariu. Bun, da. Și după și salariu aia... înseamnă mult la doamna judecător. Ea va reveni, păi tocmai care salariu mare, deci își permite să stea... Păi da, da, uite, asta e o curiozitate. Spui care salariu mare, deci își permite să stea 3 luni fără niciun fel de venit. Gândește de puțin, domnul Buzeanu, că au fost prezentate inclusiv declarațiile de avere ale doamnei judecător. Iar în declarațiile de avere ale doamnei judecător nu exista nici măcar un leu în cont. Da. Nu avea niciun ban în cont. Asta iarăși a ridicat niște suspiciuni. Pentru că, na, au existat niște speculații cu privire la comportamentul său prea puțin natural sau prea puțin specific unui magistrat, da. Inclusiv ce am difuzat noi mai devreme, e ceva de natură să atragă atenția într-o manieră neplăcută doamnei. Și deci întrebarea în felul următor. Deci stai cu banii în numerar în casă, îi dorm cu ei sub saltea sau cu ei pe pernă sau de la lună la lună consumi salariu astfel încât pur și simplu n-ai ce bani să găsești în cont. E o stare ciudată de oriunde te uiți la ea. Că se deschid speculații. La contul bancar, dacă te uiți la contul de pe X, de pe Twitter, e o situație ăla ciudată. Oriunde te-ai uita la doamna aceasta, e o situație ciudată. Iar până la urmă, în acest moment, avem această sancțiune, 3 luni. Păi și de ce trăiește 3 luni? După care
După care revine la catedră, să zicem așa, revine să judece procese, va lua din nou decizii în legătură cu destinele oamenilor. Așa s-a decis. Asta mi se pare o întrebare interesantă. Din ce va trăi în următoarele trei luni, având în vedere că nu poate desfășura? Probabil că are cu economii puse într-o saltea. Poftim. Nu mi se pare. Deci judecătorul stă cu banii cash în... Da, pare genul care ar face lucruri și mai consternante decât asta. Adică nu mi se pare că... Să nu o prindă oculta mondială ce achiziționează cu cardul? E o persoană absolut greu de justificat. Din orice unghi te-ai uitat la ea. Da. Cred că sunt lucruri mai greu justificabile decât din ce trăiește ea trei luni de zile de acum înainte. Ce este cel mai greu justificabil este de ce se va prezenta din nou într-o sală de judecată, decizând destinele ale oamenilor. S-o dai afară de magistratură pentru că n-a citit dosarul. Ok. Atunci va decide destinele în continuare ale oamenilor. Să vedem, că e posibil să nu fie nici suspendată, căci, deși decizia CSM de astăzi propunea așa ceva, ea are drept să conteste decizia CSM la înalta curte. Avem vedem ce se întâmplă de emisiune, în alta curte. Avem un cadou pentru dumneavoastră, o discuție între Statele Unite ale Americii și Rusia, purtată pe teritoriul român. Unii ar fi zis între Rusia și Rusia, depinde. Cum vreți. Vă alegeți dumneavoastră taberele. Ne vedem mâine la ora 18. O Românie bună în continuare. Toate cele bune.